Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi, după cum auziți și vedeți, sunt afară. O să vă arăt un scurt tratament pe care voi îl puteți aplica asupra sneakers-ilor. Poate știți că după un timp sneakers și talpa sneakers-ilor sau unele materiale se îngălbenesc datorită umezelii și altor factori. Eu astăzi o să vă arăt ce tratament folosesc ca să îndepărtez acest yellowing de pe sneakers. Gata cu vorba și hai să trecem la treabă. Acest tratament poate să fie realizat prin două modalități. Avem prima modalitate cu niște alimente pe care sigur le ai acasă. Avem apă și bicarbonat de sodiu. Și a doua modalitate este cu oxidant de păr. Da, ați auzit bine. Oxidant de păr. Pe lângă aceasta mai avem nevoie de o folie transparentă de bucătărie și de sorinel. Acest videoclip vreau să vă fac o mică recapitulare. În primul rând vă trebuie o pereche de sneakers. În al doilea rând, așa cum v-am menționat, aveți două oportunități de a face acest tratament. Prima opțiune este cu oxidant de păr și a doua opțiune este cu apă și bicarbonat de sodiu. Vreau să fac aici o mică paranteză. Ar trebui să vă iasă o compoziție mai viscoasă, în caz că este lichidă, mai puneți bicarbonat de sodiu. Procentele ar fi undeva la 20% apă și 80% bicarbonat de sodiu. Când puneți perechea la soare, vreau să vă menționez să aveți grijă la temperatura de afară, deoarece dacă țineți perechea prea mult în soare, s-ar putea să vă distrugeți lipiciul și să vă desprindeți talpa de pe sneakers. Așa că eu vă recomand să aplicați în reprize mici și lungi. What? Bro, what are you talking about, man? Să aplicați în reprize mici, dar repetate, astfel încât șansele să vă distrugeți talpa este minimă. Dacă doriți ca perechea dumneavoastră să aibă mai multă personalitate, le puteți lăsa și talpa îngălbenită, nu este nicio problemă, însă în opinia mea o talpă transparentă, Icy Sole cum este denumirea, arată mai bine, iar treaba cu personalitatea le las pe seama cutelor de pe Toebox. Așa că sper că v-a fost de folos acest mini tutorial și eu la rândul meu am găsit acest tratament pe YouTube și am zis să fac un mic experiment. Și în cazul meu experimentul a ieșit în proporție de 80%, sunt mulțumit cu rezultatul obținut. Vreau să vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip împreună cu mine. Aici a fost gazda dumneavoastră, Dominic, și ne revedem la videoclipurile următoare.